Numeroasele speculații vehiculate cu privire la ce se întâmplă cu lemnele rezultate prin programul de întreținere a zonelor verzi din Târgu Mureș se dovedesc a fi fără bază reală. Cel puțin așa spune viceprimarul Peti Andrei, care a prezentat documente oferite de administrația serelor, parcurilor și zonelor verzi, care dovedesc că lemnele au fost folosite pentru a reduce cheltuielile orașului. Anul de referință 2012, când consumul de gaz metan a ajuns la aproape 400.000 de metri cubi, după 2 ani de zile, deci după exploatarea cazanelor pe lemn, am ajuns anul trecut la un consum de sub 99.000 de metri cubi, însemnând reducerea consumului la un sfert. Programul de întreținere a zonelor verzi a autorității locale a fost mult dezbătut și criticat în fiecare an, atât de reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale care se ocupă de protecția mediului, cât și de cetățeni de rând. Cu toate că nu este de fiecare dată mulțumit cu modul în care se fac toaletările copacilor, viceprimarul susține că primăria a făcut pași semnificativi pentru a rezolva această situație, precum includerea membrilor ONG-urilor în comisia de specialitate sau prezentarea de lucrări model privind toaletarea copacilor.